duce GTI-ul. Vă salut, băieți, și bine v-am regăsit la un nou episod. Suntem la un episod mai fort, așa. M-am dat și în gropea. Astăzi o să facem prezentarea noi mașini a iubitei mele. De față o să vedeți acum mașina și pe exterior. Ha, că-i ajunge atât. Baby, n-am ce să fac, trebuie să te dai jos și să mai filmești tu cade de afară. Ia telefonul. Asta e viața ta de vlogger. Mama, e toată murdară. Uite la spumă. Te-ai căcat, bă, tine? Hai că da.
GTI, uei! Când vreodată? Te-ai zis cum am dus avion? Am range, nici nu știu cât am range. Nici nu știu cât am range. Dar nu contează. GTI-ul sătunează. Ne uităm cât am range sau cât am consum. Mamă, cum plimb 480 de kilometri? Hello! Îți place un bebe? Mai facem o dată? Mai facem o dată? Îl facem pe ăsta cu jeta? Da. 3, 2, 1 și... Scăde semnalizare, se bace. Putu-s morții mătii să-ți fut în gât. El să băga în fața mea, n-ai treabă cu el. Păi da, dar eram în paralel cu el, unde dădea semnalizare? Ce voia, să pun eu frână? Vezi că acum vedeți mașina până în exterior. Avem aici de față un Golf 5 cu o grilă de GTI. Avem și pe lateral aici de farul, proiectoare, farul cu lupă, țemă. Aici pe lateral asta n-avem ce să spune foarte mult despre el. E un Golf 5 până la urmă cu grilă de GTI. Semnalizări în oglindă, oameni buni. Cauciucuri frumoase noi, jante frumoase. Și aici este tot prag așa de GTI. Vino-mă pe aici, să ne arătăm interiorul fac. Aici tot prag cu GTI lipit. Scaunele astea din piele nebune electrice, retapițate așa în mare parte unde aveau defecte. Volanul ăsta retapițat frumos cu cusătura așa, parțac. Nu se vede, o să vă arăt, cred că din point of view se vede. Scaunele astea și astea cu GTI aici, nu știu de ce. Navigație frumos schimbată. E ceva mai nou, mai șmecher, mai avea. E mașina full fără trapă, dar îi lipsește și telefonul ăla de acolo, nu știu de ce, dar... Stai, camera mea, să închidem ușa. De aici, în spate, avem o sărăcie de evacuare, dar asta stoc. Nu se aude nimic. Aici tot așa avem niște de-astea cu CPI. Nu știu ce avem, sincer să fiu cu voi, dar vom vedea și vă... Oh, spray, vede! 40, ăsta chiar îmi trebuie. Ce mai e pe aici? Un pic de niște ceva. Nu știu ce mai e pe aici, gata. O opriză în părbagaj. Trusa, care văd că e desfăcută. O, lingouri, dauri. În fine. Hai să o punem și pe asta aici așa. Cum o să fie și ea întreagă pentru clipul ăsta. Ia, asta de unde s-a agață? Nu s-a agață. Aici în porbagaj avem o cârpă, două cârpe, trei cârpe. Wow, sonerie. Sonerie. Trei cârpe, patru cârpe, cinci cârpe. Wow, și cealaltă parte de sonerie. Avem două sonerie. Băi, bebe, astea nu sunt sonerii. Astea sunt lanterne. Sunt de lumine, da. Lanterne, bă, sunteți nebun la că avem lanterne aici. Avem cliculeț de la mașină, frumos, dar capaca e nou, nu-i folosit niciodată. Avem și clic, ceea ce avem nevoie. Fiul ăsta, ce n-ai bine, fiul aici? Avem și cheie și tot. Mamă, avem și cui, bebe, de Volkswagen. Mamă, suntem bară să arătă. Dar ce-o fi ăsta aici? A, e jack, băi, vere, bă, mi-a dat și jack, bă, omul ăsta, bă. În care și zilele lui. Cauciuc nou, de stai de aia subțire, luată de aia. Așa, deci hai să facem un pic de ordine aici, să se închide asta. Perfect, dar nu fac asta, este să luăm cărpele înapoi. Aici să mă urcă. Gata. Putem închide și aici. Gata, acum și pe partea asta doar, că o mașină foarte frumoasă. I-a dat niște spalare, dar i-a dat un pic mai... mai tare pe niște băci și să vedem că asta e niște băci. Acum asta e mașina. Bebe filmează un pic că o să obturez să vadă oameni cum s-au unit. Dar nu s-aude mai deloc.
Ia, dă-mi cu asta aici la oameni. Prin point of view, volanul pe view. Avem aici frumos climă pe două zone, cu încălzire în scaune este șucare. Ce să zic, ăsta e volanul, uitați cu sătura aici și pielea asta cum arată. Într-adevăr aici este un pic uzată, că asta a fost culoarea mașinii. E volan colantat, ia să zic. E volan făcut custom și i-a pus pielea asta de la mașină pe care i-a tapizat și aici. Doar că s-a luat asta, fiind o piele maronie așa. E în două culori, interiorul negru cu alb, exact cum e toată mașina. Scaunele sunt, de fapt nu e negru cu alb, e negru cu maroniu. Hai să băieți că ne-am întâlnit cu Ștefan. Salut Ștefan, salută vlogul ăsta puternic. Ha, băi, să ieșim și noi de aici, din aglomerația asta. Bebe, am dat drumul la vlog, ca să știi. Poți să ții plăcinții ca să te duci în mână. Te rog. Nu mă bag niciun ca să țin în mână. Da. Stai că am trecut de ieșire. Uite audio ăsta puternic, nu ne-a dat și n-am pierdut. Adică suntem cu Volvo Lău. A, era Suzuki. Băi, dar trage 1-2 ăsta benzină, bebe. Așa scrie la toate alea, că nu se dă plancarte aia jos, e lipit acolo. Mamă, ce i-am dat drumul la ambreaj cu aia, i-am dat inferioare, i-am dat trebuia să pune deasupra școală, cred că era examen. Nu era pe examen. Că ea cu examenul sunt în vacanță acum, că nu lucrează nimeni, lucrează ei azi. Ai uitat? Lucrează, ce să nu lucrezi? Mă, bebe, dar ce vrea asta copilul? Vrea să mă depășească? Că nu pot să-mi dau seama. Of, 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 golfozaur. Aici mai stau radare, băieți, de-aia mergem ușurile. Bine, e recomandat să mergeți ușurile, să mergeți legal, frate. Numai iubita mea o să meargă ilegal. Uite, se uită la noi ăsta. Mamă, ce fum dă. Uite-te ce fum dă. Ăsta vrea să facă cu noi sau ce vrea să ne arate el aici? Bebe, dacă pușea lângă noi, muream, ce? I-am dat un pic să trecem de el, să nu pușească lângă noi. Puu, cum miroase mâncava aș gura voastră. Păi nu poți să stai. Uite-l că vine, bebe.
Schmidt. Mă luă, mâncați aici talentul tău, că mă băgam de 3 ori jumate până acum. Uite-te, bebe, ce facem aici. Stăm și încurcăm traficul din cauza lui Nea ăsta. Poți să ține bine rău golfosaurul ăsta. Sincer să vă zic. Bine că nu e nici șoferul. Cine mă sună, bebe? Da. Acum vin acasă, de ce? Ai treabă cu mine? Acum vin. Vin, hopa. Ce-mi place, bebe. Ți-ți place iubire? Golfosaurus Rex. Băi, iubi, ce nume, Golfosaurus Rex. T-Rex. De ce nu vorbești cu mine, baby? De ce te-ai supărat? Foarte bine dacă te-ai supărat. Înseamnă când ajung acasă pot să mă joc PUBG. Dacă ați ști cum miroase a plăcuțe acum. Secundă că trebuie să mă duc, dau mașina în spate. Ai ceva acolo? Da. Vreau să iau asta de pe aici. Păi și nu dau pasă mai în spate? Unde ai? Ha, bine. Nu, te-am întrebat. Te-am întrebat. Da, băi, să cam atunci faceți vlog. Eu am fost Alex, nu uitați de like și subscribe. Nu, mă, s-au înroșit un pic discurile. Cam asta a fost vlogul, da, azi nu uitați de like și subscribe și cam atât până data viitoare. Ce? Lopata.